Bună dimineața, prieteni! Noi ne pregătim pentru Crăciun, am pus luminițele și încercăm să punem și un de ăla cu luminițe. Am pus un de ăsta, prieteni, și nu avem unde să-l punem. Da, i-am pierdut picerușul, nu știu unde. Picerușele și le-am pus acolo să bată spre casă, să bată frumos spre casă, acolo, în toată, să... pe toată casa. Avem aici. Neamișu. Și ce? Să luăm scara să le ștergeți. Nu. Nu mai deranjez acum să le rup. Le deranjăm și poate se strică. Ne-a rupt David trepiedul, prieten, să zic așa. Să luăm astea, Neamișu, să le punem în spate. Hai, în foișor. Hai, Neamișu, să luăm și astea, ca să mergem pe operile. Cine primea să-i avem asta? Am văzut. Uite, să spălăm curtea după ce plouă, să dăm cu mătura ca ce e pe jos, ca na. David, ieși tu pro tine. Eu pot, nu știu dacă ăla. Nu știu dacă ăla, așa vorba are Neamișu. Da, ia uite, azi trebuie să ne apucăm de curățenie, prietene, toate ușile deschise, tot să facem curățenie și șters tot. Vorba de treabă și David. Toate astea. Uite, trebuie, da. Da, e de ăla. Da, David. Ce faci cu modemul ăla, David? Să nu-l rupi. De ce? E scump ăla. E cu cartelă, tati, unde băgăm cartelă în el. Da, ne-a rupt David trepiedul ăsta mai mult de... N-are trepiedul nici o lună de zile de când mi l-a luat. Moșul l-a rupt, trebuie să-l lipim. Le-am pus aici, prieten, până găsim unde să le punem. Vedeți? Că e păcat de ele, pentru că sunt frumoase și dacă se fac puțac, dacă se putrezesc, e... Na. Păgubiță, nu mai rupe și ăla. Ia uitați, prieteni, cum s-a făcut aici, vedeți? Leagănul ăsta trebuie să-l iau de aici, să văd cum îl iau și să-l bag în pământ. Să bag ciment pe el. Ce frig e. Că e zi afară. Avem și camere de supraveghere. Peste tot, aici, să bată în curte, acolo, în spate, afară, peste tot. Suntem în siguranță, prieteni, și ca să știți și voi, camerele noastre de când am intrat de mult, am făcut așa, alarmă. Avem la poliție, să vină poliția imediat, în maxim 5. Prieteni, cum v-am arătat, camerele mele de supraveghere, am peste tot camere de supraveghere și... Cum sunt la liceuri, face alarma peste tot, sunetul ăla iu, și vine poliția imediat. Ar trebui să vină maxim 10 minute, 5 minute. Da. Camere de supraveghere, mulțumim celor de la Drobeta Tur să venim pentru camerele astea frumoase. Mă văd? Neamișu. Neamișu mă filmează, prieteni. Am pus instalația, am dus mesele astea în spate, să vedem unde să le punem, facem curat, ștergem, chiar dacă plouă. Astea pe jos și mai revenim, prieteni. Oprește-ne, Neamișu, stai că opresc eu. Tot aici? Da. Prieteni, bună seara. Am așteptat să se întunece ca să vă arătăm cum se văd luminițele noaptea. Am terminat și depus luminițele. Am făcut cu Neamișu tot ce mai era de făcut pe aici pe afară. Ordine, am făcut și ordine prin șopru. Luminează și ăsta aici și pe casă. Dar nu prea se vede că e întuneric. Am reușit să reparăm și lumina la bucătărie. Avea un scurt circuit și Neamișu l-a reparat. Cine, Neamișu? Neamișu, mami. Cine? Deci avem lumină la bucătărie acum. Între timp
Între timp îi fac și lui David ceva să mănânce. Aici fac niște șnițele de piept de pui. Și am băgat la cuptor. Oh, cartofi. Peste care voi pune smântână cu ou și pătrunjel. Vom pune peste. Vedeți așa câte puțin. Ce frumos arată. Și după o să le mai las puțin la cuptor și gata. Așa. Acum le mai lăsăm puțin la cuptor. 5-10 minute și sunt gata. Prieteni, gata. Cartofiurii sunt gata. Șnițelele de pui sunt gata și acum o să-i pun David în farfuriuță. Poftă bună, David! Mulțumesc! Prieteni, cam asta a fost cu vlogul de azi. Noi facem încheiere aici. Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi și în seara asta. Și nu uitați să vă abonați și să apăsați butonașul de like. David, spui și tu ceva la prieteni? Da, dai butonașul de like și așa. Așa. Și așa, și like, așa. Și pe clopoțel, și peste tot, și în comentarii, să ne lăsați comentarii, pentru că noi vă iubim nespus de mult pe toți. Gata și cu alarma de la cuptor. Noapte bună, prieteni! Noapte bună, alarmă, noapte bună, prieteni!